Când intri pe internet, chiar dacă nu urmărești un eveniment anume, prin repetare, un anume lucru ajunge să devină important, pentru că de atâtea ori îl vezi, încât ești silit la un moment dat să te întrebi ce e cu lucrul acesta. De săptămâni bune de zile. Trecând prin internet în stânga și în dreapta, pentru că este zona de lucru a generației noastre, un anume eveniment s-a repetat atât de multe ori încât am fost silit să mă întreb ce e cu el. Se numește redeșteptarea de la Ashbury. Mă așteptam la o redeșteptare în biserica mea. Așteptam care deșteptarea să aparțină și să caracterizeze pe cei ce l-așteaptă pe Domnul Isus Hristos. De ce? Pentru că, uitându-mă în Maleahi, capitolul 4, găsesc textul acela pe care toată lumea îl știe și în ultima vreme este folosit din ce în ce mai mult. Nu numai într-o biserică, ci în mai toate bisericile versetele 5 și 6. Voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii, inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Repet, textul nu este folosit numai de Biserica Adventistă, cea care așteaptă împlinirea aceasta cu mare drag, cea e folosită de toți aceia care într-adevăr iubesc ideea de redeșteptare. Toți cei care doresc o redeșteptare se uită la textul acesta și spune uite, Dumnezeu ne promite că va trimite pe prorocul Ilie. Ce a făcut prorocul Ilie? S-a adresat unui popor dormind sau adormit în așa fel încât atunci când prorocul Ilie la muntele Carmel i-a întrebat până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele, dacă vreți să mergeți după bal, mergeți după bal, nu e nicio problemă, Dumnezeu vă dă libertatea asta, dar dacă vreți să mergeți cu Domnul, haideți să mergem cu Domnul, nu vreți? Poporul era atât de adormit încât n-a răspuns nimic. A fost incapabil să răspundă. Pun încă o dată întrebarea de dragul sublinierii. De ce n-a putut să răspundă? Întrebarea, întrebarea era de mare bun simț. Adică întrebarea era ori stânga, ori dreaptă. Alegeți și voi astăzi. Iar Dumnezeu îi confruntase cu întrebarea aceasta din vremea legii lui Moise. Atunci când le-a spus, vă pun înainte viața și moartea, binele și răul, alegeți Viața. Și în mod normal, orice om pus față în față cu această posibilitate, trebuia să aleagă viața. Ce te face să nu răspunzi nimic? Că Dumnezeu te împinge, cum spune, alege viața, alege pe Dumnezeu, alege ceea ce trebuie și poporul nu răspunde nimic, deși. Erau toți aduși acolo mai cu forța, erau prezenți toți acolo pentru că regele dăduse prorunca aceasta și toți erau prezenți prin reprezentanți. Erau incapabili să aleagă? De ce n-au ales? Ei bine, ăsta este momentul în care intervine Ilie. Pe fondul acesta al neputinței de a alege. Pe fondul acesta al neputinței de a te trezi. Și atunci vine Ilie și dă voie ca lucrurile să meargă în desfășurarea lor până la capăt. Adică, pune în fața preoților lui Baal posibilitatea ca o zi întreagă să-l cheme pe Baal și textul biblic amintește fazele prin care trec acești preoți în dorința lor de a face o minune și până seara realizând că nu pot să facă nimic. Adică vin, aduc jertfe, cântă, se roagă, aiurează, își fac tăieturi în piele și așa mai departe pentru ca să îl convingă pe Baal să acționeze. Comentariile spun că au încercat să și dea foc așa pe nevăzute, să arunce un chibrit. Era zona aceea foarte fierbinte al Palestinei, era secetă de trei ani și ceva, ajungea o singură scânteie aruncată acolo în lemnele respective pentru ca să pară că a căzut foc din cer. Cartea Patriar și Profet spune că, că Ilie a fost foarte atent la lucrul ăsta. Adică, nu e suficient să fii credincios, trebuie să fii și conștient că oamenii nu sunt credincioși în felul lor de a-și, eu știu, alege cui slujesc. Și apoi, pe seară, la timpul Jerfei de seară, Într-o simplitate extraordinară, Ilie face câteva lucruri și el rezidește altarul Domnului, pune lemnele, pune apă din belșug, ca nimeni să nu aibă impresia că Elie de data aceasta a dat foc. Apa umple și șanțurile de jur, în altarului. Apoi, printr-o rugăciune de două minute, Ilie face să coboare foc din cer. Și la momentul acesta, Ilie reușește să trezească poporul. La momentul acesta, Ilie, când vorbește cu poporul, poporul reacționează. Ei pun mâna pe prorocii lui Baal și curăță țara de idolatrie în momentul următor. Din cauza asta, textul despre care vorbim promite că poporul în sfârșit se va trezi. Când se va trezi poporul? După ce Elie va face lucrarea. După ce va cobori foc din cer. După ce se vor întâmpla lucruri nemaipomenite. După aceea se va trezi și poporul. Cu alte cuvinte, se înțelege că poporul va fi trezit printr-o lucrare extraordinară a Duhului Sfânt. Va veni Duhul Sfânt, va face lucrări extraordinare în mijlocul poporului și dintr-o dată poporul care până acum a dormit se va trezi și va zice acesta este timpul pentru ca să facem alegerea care trebuie spre Dumnezeu. Interesant lucrul acesta. Aceasta a fost teologia și este teologia Colegiului, colegiului din Ashbury, care este un colegiu uh, care merge pe linia lui Wesley, a Marlui Reformator, și care de asemenea are la bază ideea mișcării uh, în căutarea Sfințeniei, așa numitul Holiness Movement. Este o istorie întreagă a redeșteptărilor care au loc aici. De ce credeți dumneavoastră că este importantă această, sau important acest eveniment din săptămâna asta? Eveniment care a început pe data de februarie 8. Mi-am adus aminte de lucrul acesta că era ziua lui Mama. Deci, de 8 februarie a început, așa zis, a redeșteptare la o capelă și care a ținut a, surprinzător, continuu, un foc continuu și ziua și noaptea. Cât timp? Două săptămâni. În timp ce după pandemie, bisericile lui Dumnezeu sunt toate lovite de un absenteism foarte de neînțeles. Dintr-o dată, într-un campus studențesc, studenții nu mai pleacă acasă. Se duc pe la ore, dacă n-au încotro, dar când ies de la ore, unde fug? Se duc înapoi la capelă. Unde ați pomenit dumneavoastră așa ceva? De obicei, studentul fuge de la capelă. Acum, studenții fug la capelă. Timp de două săptămâni, evenimentul atrage peste 50.000 de oameni, între 50.000 și 70.000 de oameni. Din toate părțile Americii. Studenții ies în față, depun mărturie. Unii dintre ei mărturisesc păcate personale ale lor care le stăteau pe conștiință. Se cântă, se roagă, se întâmplă lucruri supranaturale pe care noi le numim minuni. Studenții mărturisesc despre acestea. Unii sunt pentru, alții sunt contra, unii sunt critici, alții sunt apologeți. Părerile sunt împărțite în legătură cu lucrul ăsta. Dar se întâmplă. Sau s-a întâmplat. Care e poziția pe care poporul lui Dumnezeu, cunoscător și cercetător al Scripturii, o are în legătură cu evenimentul Asbury? Trebuie eu să o iau în considerație sau trec cu vederea? Și v-am spus că am fost tentat să o trec cu vederea. Dar mi-a sunat mereu și mereu în memorie anumite. Sau un anumit citat din tragedia veacurilor care spune și precizează că înainte de venirea Domnului Isus Hristos, mișcările de redeșteptare în afara poporului Dumnezeu vor fi în abundență. Și atunci? Pe baza acestei realități, am înțeles că este posibil să mai fi trecut încă o bornă. Este posibil ca mântuirea lui Isus Hristos să fie mai aproape de noi astăzi, acum, după 23 februarie, când s-a încheiat evenimentul, acum, pe 3 martie, mântuirea lui Dumnezeu să fie mai aproape de noi, datorită faptului că cu ochii noștri am mai văzut încă. O împlinire profetică. <coughs> scopul meu nu este de a fi critic. Stai să vezi că redeșteptarea respectivă nu este ceea ce trebuie să fie. Nu vreau să folosesc termenul fals. Nu, nu asta este scopul meu. Scopul meu este să înțeleg. Că Dumnezeu mi-a spus că atunci când voi vedea lucrurile acestea, ele sunt pentru mine o asigurare a faptului că planul lui Dumnezeu se împlinește. Și că, de asemenea, redeșteptarea se apropie din ce în ce mai puternic de poporul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este dacă se apropie, cum va fi? Dacă se apropie, va putea această lucrare de redeșteptare să mă prindă și pe mine? Oare cum va fi lucrarea de redeșteptare aici la Lomalinda? Pe cine va avea în centru? Cine nu va mai vrea să mai meargă, să mai plece de la capelă? și să stea în camera de sus 24 de ore într-un foc continu ca să cheme prezența lui Dumnezeu. Vă rog să observați câteva lucruri. Mișcările de redeșteptare se întâmplă în mijlocul acelor creștini care Caută Sfințenia, Mișcarea de Sfințenie, care doresc să aibă o experiență deosebită a vieților spirituale. Adventiștii de ziua șaptea sunt unii dintre aceștia. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu îi recomandă pe căutătorii de Dumnezeu prin ascultare, îi recomandă să fie niște căutători ai neprihănirii, ai sfințeniei. Și din punctul ăsta de vedere, lucrurile ne aseamănă oarecum cu ceea ce s-a întâmplat sau cu grupul de oameni cu, cu grupul de studenți de la Ashbury. Ce ne deosebește? Ce ne deosebește? Suntem într-o zonă în care lumea creștină învață din nefericire că al urma pe Iisus Hristos trebuie să fie un act nedogmatic. Ce înseamnă nedogmatic? Sau fără dogmă creștină. Mai ales noile noile generații, mai ales generația nouă se crede că este din ce în ce mai mult orientată spre a nu fi dogmatică. Dar dacă nu e dogmatică atunci cum e? Poftiți Ajutați-mă. Dacă nu e dogmatică, cum e? Adică, haideți să înțelegem ce înseamnă dogma. Dogma înseamnă învățătură. Dacă nu ești legat de învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, atunci ce anume te-ar putea redeștepta? Mișcarea de la Ashbury este profund carismatică. Profund carismatică. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că legea este dată la o parte ca fiind dogmă și care nu interesează, iar carisma sau harul, pentru că cele două cuvinte se înrudesc din aceeași rădăcină. Caris. Carisma. Frumosul. Muzica. Emoțiile. Dacă doriți umanismul, teatrul, imaginea, toate acestea sunt cele care conduc spre un fel de redeșteptare, revivalism. Oamenii doresc o viață nouă, oamenii doresc o viață frumoasă. Problema este cum crezi că este frumoasă. Vă rog frumos, luați un tânăr de 20 de ani și duceți-l undeva într-o sală splendidă, în care frumosul, curățenia, ordinea, arta sunt toate prezente acolo. Și veți vedea că are loc în viața lui o emoție transformativă capabile, capabilă să îi schimbe viața. A trecut pe acolo, a înțeles ce e frumosul și va dori o viață întreagă să trăiască așa. Are capacitatea aceasta de purgație, de, de, de eliminare a unor lucruri mediocre din viața lui și înlocuirea în ființa lui, înlocuirea lor cu lucruri de înaltă calitate. Se poate întâmpla ca lucrul ăsta să aibă loc în biserică. O muzică frumoasă, mire de tineri care sunt acolo, entuziasmul care se produce, poate să semene cu sfințenia. <coughs> Oamenii vorbesc despre atingerea harului sau atingerea Duhului. Și pot să o experimentez, și, dragii mei, cerul are aceste elemente. Ierusalimul, de altădată, avea aceste elemente. Muzica aceea superbă, 4000 de cântăreți în corurile lui David. desfășurarea aceea solemnă a ritualurilor din Vechiul Testament impresiona. Domnul Iisus Hristos la 12 ani a văzut lucrurile acestea și a fost profund uimit. Dumnezeu le-a făcut în așa fel încât să atingă sufletul și mintea. Care-i diferența? Scriptura. Cei ce studiază fenomenul acesta spun un lucru. Dacă tânărul nu se duce acasă cu viața schimbată, dacă el doar își mărturisește păcatul, dar nu schimbă viața în așa fel încât să înceapă o viață nouă, Acea redeșteptare nu este de folos. Și eu nu vorbesc pentru tinerii aceia, ci eu vorbesc pentru mine și pentru noi cei ce suntem aici, pentru că redeșteptarea se apropie de noi. Redeșteptarea se apropie de noi. Iar noi va trebui să fim gata pentru schimbarea vieții. Nu pentru entuziasm. Nu pentru că e frumos. Nu pentru că a fost o vorbire la suflet, ci pentru că vreau să-mi schimb viața înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Vorbind despre adevăratele redeșteptări, Cartea Marea Luptă spune, sufletele care au participat la deșteptări adevărate au adus roade vrednice de pocăințe. Ei au crezut, au fost botezați, apoi s-au ridicat să meargă într-o viață nouă, făpturi noi în Hristos. Nu pentru a se modela după poftele de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu ca să calce pe urmele sale, să reflecte caracterul său, să se curățească după cum el însuși este curat. Lucrul acesta se poate întâmpla, dragii mei, și printr-un moment de viziune. Pavel a fost luat și aruncat jos de pe cal în drumul Damascului. El a fost momentul său de trezire. Dar ceea ce l-a făcut să schimbe viața a fost cei trei ani de studiu din Arabia care a luat toată Scriptura pe care el o învățase până atunci și a pus-o la picioarele lui Isus Hristos și l-a descoperit pe Isus Hristos. Și în, timp, în timpul acela de trei ani de zile, apostolul Pavel a trebuit să învețe și să știe unde trebuie să schimbe viața. Ioan Botezătorul, pe la vârsta de 15 ani, s-a dus în pustie și a stat acolo până pe la vârsta de 30 de ani, în momentul când și-a început misiunea sa, căutându-și, rostul. Și în cuvântul lui Dumnezeu și-a descoperit rostul și în momentul când și-a descoperit locul, acela a fost, a fost momentul redeșteptării sale. I-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, Luca, capitolul 3. De ce stăm noi aici pe scaune? Pentru că așteptăm să ne vorbească Cuvântul în mod individual, personal, la fiecare dintre noi și după ce Cuvântul ne-a vorbit să știm ce avem de făcut fiecare. Și acela va fi momentul redeșteptării. Nu Duhul Sfânt va schimba caracterul nostru. Adică ce vreau să spun? Nu revărsarea în virtutea ploii târzii, momentul acela de redeșteptare extraordinar, va aduce schimbări. Nu. Schimbările vor fi înainte, vor preceda momentul acesta. Confruntarea cu legea lui Dumnezeu, confruntarea cu Scriptura, confruntarea cu Isus Hristos va fi înainte. Și așa cum este ploaia timpurie, care face să se schimbe, să se dezvolte firul Acea luptă de maturizare creștină pe care nimeni nu o știe nu e spectaculoasă. După cum ploaia de primăvară nu e spectaculoasă, nu are fulgere nici tunete, dar ea cade și încet, încep sub prezența ei, se schimbă viața. Ăsta e ce vrea Dumnezeu de la noi acum, când stăm liniștiți pe scaune. Așteaptă schimbare. Așteaptă creștere. Așteaptă maturizare. Așteaptă spic. Așteaptă grâu de plin în spic. Pentru că ulterior Duhul Sfânt să vină și în abundența sa să pregătească coacerea. Pentru ca să se pună secera în holdă. Sfințenia e un proces. Sfințenia nu e o stare. Lucrul ăsta trebuie înțelese bine. Înțelese bine. Când vorbim despre proces, vorbim despre creștere. Când vorbim despre stare, învățăm despre faptul că sunt anumiti oameni. Am mai spus-o, dar n-am un alt exemplu mai bun. Dacă preasfințitul a fost uns ca preasfințit, vreau să vă întreb, e proces sau e stare? El a îmbrăcat haina sfântă. El a preluat o stare de existență sacră sau sfântă. Și din momentul acela, din momentul în care am îmbrăcat haina, ce se întâmplă? Spuneți. Din momentul acela el este sfânt, din momentul acela el nu mai păcătuiește. Și de aici apare, apar două lucruri de mare primejdie. Sunt aici, în capitolul 27 din cartea, din aceeași carte, carte Tragedie a Veacurilor, ni se spune că foarte mulți dintre cei care sunt preocupați de Sfințenie nu sunt umili, ci sunt mândri. Din ce cauză? Dacă sfințenia este o stare ca o haină pe care o îmbrac, atunci când am îmbrăcat-o, sunt altfel, sunt deasupra celorlalți. Dacă sfințenia este un proces, atunci eu trebuie să fiu întotdeauna atent pentru ca să nu cad. Atent pentru că conștientizez că viața mea de sfințenie este o luptă de fiecare zi. Și sfințenia este soră cu smerenia, soră cu rugăciunea, cu strigatul către Dumnezeu cu toată puterea. Un alt paradox apare aici. Omul care este sfânt. Nu va ajunge să se laude spunând eu sunt sfânt. Nu va ajunge să se laude spunând eu nu mai păcătuiesc. Din ce cauză? Pentru că procesul acesta de apropiere de Dumnezeu e luptă. Nu este o stare. Prezența lui Dumnezeu în viața mea care aduce sfințenie e cea care declară război tuturor tendințelor mele. Ar însemna să nu mă cunosc absolut deloc pentru ca să nu-mi fie frică de faptul că la un moment dat firea mea veche în care trăiesc carnea și sângele meu nu ar putea să răstoarne prin slăbiciunea lor toată lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci, umilința îl face pe omul acesta, lui Isus Hristos, ca cu cât este mai aproape de Dumnezeu în sfințenie, cu atât se devină mai dependent de Dumnezeu. Și cu cât este mai dependent de Dumnezeu, cu atât se strige mai tare o nenorocitul de mine. Cum vă explicați că Apostolul Pavel spune Iisus Hristos a venit să moară pentru păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cel din tâi. Fraților, Dumnezeu nu ne lasă să rămânem în neputința noastră. Dumnezeu ne ia de mână și ne duce mai departe prin Harul Său. Redeșteptările întotdeauna aduc, redeșteptările reale, aduc o adâncă cercetare a inimii și aduc smerenie. Ele s-au caracterizat prin apeluri solemne către păcătoși, plină de milă pentru cei răscumpărați prin sângele lui Hristos. Bărbați și femei se rugau și se luptau cu Dumnezeu în rugăciunea pentru mântuirea sufletelor. Când spunem că redeșteptarea se apropie de noi, când spunem că Duhul Sfânt se apropie de noi, când spunem că este gata, a venit timpul ca lucrurile astea să se întâmple, ce înțelegem? N-ar trebui să înțeleg că eu stau cu mâinile încrucișate pentru ca să vină Duhul Sfânt ca o pară care cade asupra celui care stă sub, păd, sub păr. Pică pară. Nu. Noi trebuie să înțelegem asta. Că dacă redeșteptarea se apropie, atunci se apropie și de noi în felul acesta. Bărbați și femei se rugau, se luptau cu Dumnezeu în rugăciune pentru mântuirea sufletelor. Asta va aduce redeșteptarea. Bărbați și femei care se luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Întrebarea este câți dintre noi suntem în tranșeul rugăciunii? Nu o rugăciune carismatică, fără, fără știință, ci rugăciunea aceea care are în față ținte puse de cuvântul lui Dumnezeu. Minte învățată de porunca lui Dumnezeu. Conștiință călăuzită de Duhul Sfânt la fiecare pas. Duhul Sfânt care inspiră și mă învață ce să mă rog. Eu nu mă rog pentru că eu știu, am eu nevoile mele, ci mă rog pentru că Duhul Sfânt este acela care stă și se luptă cu mintea mea și mă învață unde sunt. Roadele înviorărilor se văd în sufletele care nu se dădeau înapoi de la lepădare de sine și sacrificiu, ci se bucurau că erau socodite vrednice să sufere o cară și necaz pentru Hristos. Jertfire. Nimic superficial. Oameni care sunt gata ca să trăiască profund și serios pentru Isus Hristos. Omul care știe ce e păcatul de o parte, omul care cunoaște neprihănirea de cealaltă parte, omul care vede puterea Duhului Sfânt în viața lui pas cu pas. Oamenii, oamenii vor vedea o transformare în viața acelora care mărturisesc numele lui Isus. Societatea va fi câștigată prin influența lor. Ei vor aduna cu Hristos, vor semăna în Duhul pentru a culege în viața veșnică. Frații mei, aceasta a fost provocarea lunii februarie pentru mine. Dorința după o redeșteptare reală, autentică, și nu dorința de a sta, încă a dormit și a avea visuri pe care cineva le-ar putea confunda cu ore de Nu fabulația spirituală, nu ridicarea mâinilor, nu strigătul entuziasmului, ci călăuzirea aceea puternică prin care Duhul lui Dumnezeu conduce poporul său pas cu pas închei cu un citat din tragedia veacurilor, pagina 404. Înainte, 404-405. Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așare deșteptare sau reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolilor. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii Săi. În vremea aceea mulți se vor despărți de religiile în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de Dumnezeu și față de Cuvântul Său. Mulți, atât slujitori cât și laici, vor primi cu bucurie acele adevăruri mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea, pentru a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului. De realitatea asta ne-am apropiat puternic în luna februarie. Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare. Și înainte ca să vină timpul pentru o astfel de lucrare, el va încerca să o împiedice introducând o contrafacere. În bisericile pe care va reuși să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu Se... și se va manifesta ceva ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, când de fapt aceasta este lucrarea unui alt spirit, sub o aparență religioasă, Satan va căuta să-și întindă influența peste lumea creștină. Auziți, se va manifesta o exaltare emoțională o amestecare adevărului cu rătăcirea, care are ca scop eroare. Însă nimeni nu trebuie să fie amăgit în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu este greu de stabilit natura oricărei mișcări, oriunde oamenii neglijează mărturia Scripturii, întorcându-se de la acele adevăruri clare și cercetare de, cercetătoare de suflet, care cer lepădare de sine și renunțare la lume, putem fi siguri că vine cuvântarea lui Dumnezeu nu este revărsat. Dar încă o dată, nu este de datoria mea ca să arăt cu degetul cu în altă parte câtă vreme nu voi înțelege semnalul pe care Dumnezeu îl trimite pentru mine. Pentru că în momentul acesta suntem mai aproape de momentul redeșteptării decât oricând altcândva. Și vă rog frumos ca în finalul acestor minute de cugetare, vă rog frumos să ne întrebăm fiecare, eu voi fi acolo? La redeșteptare? Eu voi fi acolo? Pentru a treia oară până înaintea dumneavoastră, evenimentele acelea care m-au fascinat, Studenți care nu mai plecau de la capelă zi și noapte. Nimeni nu le-a cerut să rămână acolo 24 de ore. Nimeni. Au făcut-o ei. Ce ar trebui să se întâmple în viața mea ca să stau înaintea lui Dumnezeu? 24 de ore. Ce ar trebui să întâmple cu mine în viața mea ca să-mi fie drag să stau împreună cu sora Mioara, cu fratele Șel, cu fratele Man, cu fratele Lăzureanu, cu fratele Barbu și să nu mai vreau să plec acasă. Ce ar trebui să condiționeze șederea noastră la o altă în așa fel încât să știu că oriunde suntem împreună, se va produce ceva extraordinar și că nu voi pleca de lângă frații mei, pentru că dacă mă duc singur, mă răcesc ca un cărbune pe care îl scos din foc. Când voi ajunge la concluzia că merită să stau în camera de sus și nu mai plec acasă? Unde e camera de sus? Dumnezeu să pună aceste întrebări adânc în sufletul nostru. Pentru că ele pregătesc calea pentru un răspuns care înseamnă redeșteptare. Amin. Tatăl nostru, fie Doamne, biserica din Lomalinda, altarul vechi pe care l-a rezidit Ilie pe Carmel. Ia, Doamne, pietrele vechi de altă dată, șterse de timp, spălate de ploaie, îmbătrânite de vreme. Iale și punele, Doamne, în forma lor de altar, pentru ca tu să poți deschide cerul și să-ți faci lucrarea ta pe pământ. Ia-ne pe fiecare dintre noi și folosește-ne pentru lucrarea aceasta. <coughs> Îți mulțumim, Doamne, pentru că. Ne-ai deschis ochii peste lume. Dar te rog frumos să ne ajuți, Părinte, să ne vedem pe noi mai întâi. Cercetează Biserica ta și ajută-ne să înțelegem că suntem cercetați de tine. Pentru ca să ne aduni. Să ne așezi la locul nostru al fiecăruia. Să ne crești. Și în final, să fim pietre vii ale Templului tău ceresc. Ca tu să-ți faci lucrarea și să aduci strălucirea ta în finalul acestei istorii. Așteptăm, Doamne, și te rugăm să ne ajuți, ca să ne înscriem fiecare în procesul acesta de fiecare zi, de schimbare a vieții și de rămânere împreună cu tine pentru veșnicie. Amin.